Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Iată că și astăzi avem în atenția noastră monumentele istorice din județul Gorj. Pentru a discuta despre starea acestora, ne aflăm la Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, iar alături de mine se află domnul Pompiliu Ciolacu, directorul acestei instituții. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii noastre și pentru că vom discuta în minutele care urmează despre starea acestor monumente istorice. Și vă mulțumesc pentru invitație și cred că este oportun să detaliem acest subiect, având în vedere că este de interes pentru toți cetățenii din județul Gorj, mai ales pentru cei care dețin monumente istorice sau pentru cei care construiesc în zonele de protecție a monumentelor istorice. Aș vrea să pornim întâi de la numărul acestor monumente istorice care se află pe raza județului Gorj, astfel încât să știm de unde pornim. De asemenea, câte sunt identificate, și mă refer aici și la proprietari, și de ce nu, ce demersuri poate face Direcția de Cultură sau cine este responsabil pentru aceste demersuri în vederea reabilitărilor. Am înțeles întrebarea și este foarte bună. Plecăm de la un număr de 501 monumente înregistrate în județul Gorj. Trebuie să spunem că acum câțiva ani numărul acesta era mult mai mare. Era undeva la 511 monumente. O parte dintre ele au fost strămutate în alte județe, pentru că se aflau într-o stare avansată de degradare și reabilitarea lor a fost posibilă doar mutându-le în alte județe, Dolj în special. Sunt unele monumente care nu au fost identificate niciodată, deși erau în listă, și sunt altele care pur și simplu au trecut de la stadiul de degradare avansată la dispariția lor efectivă, datorită intervențiilor umane și nu numai. De aceea, astăzi ne regăsim la această cifră de 501 monumente și sperăm ca numărul lor să rămână același, dacă nu să crească, pentru că, așa cum și dumneavoastră ați identificat, în județul Gorj sunt și alte proprietăți și alte construcții care ar merita să facă parte din această listă. Singura problemă este că în momentul de față legislația nu este foarte clară și nu dă foarte multe motive și drepturi ale proprietarilor pentru a include noi obiective în această listă sau pentru a se ocupa de reabilitarea lor de către aceștia. De ce? Pentru că nu există un fond suficient de mare pentru a reabilita monumentele din județul Gorj. De ce spun asta? Sunt foarte multe la nivel național care necesită intervenție. Ministerul Culturii și Guvernul se concentrează în special pe cele de categorie A, pentru că monumentele, vreau să știu, toată lumea, sunt împărțite în două mari categorii. Categorie A, care presupune că sunt monumente de interes național, pe scurt, iar cele de categorie B presupune că sunt de interes local. Din acest motiv, cele care sunt de categorie B nu prea intră în atenția Ministerului Culturii, ca și Minister de Resort sau al Guvernului României, decât punctual prin susținere locală, prin deputați, senatori, prin președinții ai consiliilor județene, primari municipii sau primari de localități. Se înțeleg că la nivelul județului Gorj predomină cele din categoria B. Da, este valabil peste tot. Să știți că întotdeauna cele mai multe sunt de categorie B. Sunt foarte puține de categorie A. Iar noi avem, din punctul meu de vedere, unele dintre cele mai importante, dacă nu cele mai importante monumente de categorie A, și mă refer aici la opera lui Constantin Brâncuș, care, chiar dacă multora nu le place acest lucru, se află totuși la Târgu Jiu.
Și acest lucru ar trebui să ne bucure, dar și să ne motiveze și responsabilizeze în același timp. Presupun că și casele memoriale sunt de categoria, și mă refer aici la Casa Memorială Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, pentru că acestea sunt de interes național. Sunt de interes național. Și îmi place să cred că aceste case sunt, din câte știu eu, într-o stare destul de... sunt ok din punctul ăsta de vedere. Așa știu eu că nu sunt probleme majore la aceste case memoriale pe care noi le avem. Pentru că discutam acum câteva minute despre aceste obiective care se află în județul Gorj, dar care nu se află pe lista monumentelor istorice. Spuneam chiar despre conacul de la Turburea, că deși are o arhitectură foarte frumoasă, iată că nu se află pe lista monumentelor istorice. Și îmi povesteați care sunt motivele pentru care unele autorități pur și simplu nu consideră necesar să le includă într-o astfel de listă, printre care și faptul că singurul avantaj este că nu se plătește impozitul. Nu există cumva o portiță legală, să spunem așa, în legislația privind cultura, astfel încât în cazul în care un proprietar necesită bani pentru reabilitare sau să poată obține acest lucru? Sau care sunt mai exact demersurile pe care ar trebui să le facă? Poate sunt persoane care dețin astfel de proprietăți, dar nu cunosc legea și atunci preferă să lase respectiva casă sau ce reprezintă în paragină și să își vadă de treabă, pentru că este teama aceasta în lupta cu birocrația. Există această luptă cu birocrația în România, nu trebuie să negăm acest lucru. Dar totodată fiecare proprietar poate măcar să încerce să aibă o discuție cu autoritatea locală, în cazul acesta primăria, sau cu autoritatea județeană recte cu Direcția pentru Cultură. Eu, cel puțin de când sunt director, nu cred că am avut nici măcar un caz sau o reclamație prin care cineva a venit să ceară anumite informații și în măsura în care le-am avut să nu le punem la dispoziție sau să nu încercăm să sprijinim acest lucru. Trebuie să înțelegem și faptul că majoritatea, nu spun că toți, dar majoritatea proprietarilor de monumente de categoria B sau A nu au situație financiară foarte relaxată, ca să spun așa. Sunt oameni care nu lucrează niciunde, care trăiesc din ajutoare sociale. Trebuie să privim și din acest punct de vedere. Sigur că în lege există anumite portițe prin care se pot lua credite preferențiale pentru proprietarii de monumente, sigur că există această discuție. Dar ea nu s-a materializat printr-o semnare efectivă cu o anumită bancă pentru a stabili condiții exacte și concrete. Iar o persoană care nu este angajată sau care trăiește din ajutor social, sigur că nu este eligibilă pentru a beneficia de aceste mici ajutoare, ca să spun așa. Dar într-o astfel de situație, autoritățile nu pot prelua respectivul imobil sau să se încheie un fel de colaborare sau un act, eu știu, de predare a monumentului respectiv? Da, am înțeles întrebarea și pot să vă răspund următorul lucru. În majoritatea localităților, primarii văd aceste monumente, fie că fac parte din patrimoniul primăriei, fie că nu, și sunt proprietari privați, ca niște pietre de moară. Nu văd oportunități. Sigur că niciodată nu sunt bani pentru a investi în așa ceva. Sigur că este mai important și poate din punct de vedere politic, ca și de contare politică, pentru că ne place să recunoaștem sau nu, ei sunt aleși pe criterii, sunt politici, toți primarii sunt partide politice, sunt astea, nu văd în asta o prioritate și consideră, de exemplu, că este mult mai important să reabiliteze un drum, să aducă utilitățile mai aproape de cetățean, ceea ce nu este un lucru rău, gândirea nu este greșită. Unde se greșește, din punctul meu de vedere, este în abordare. Faptul că nu încercăm să înțelegem toți că aceste monumente nu reprezintă o piatră de moară, ci reprezintă mai departe, dacă vreți, un motiv pentru care turismul în localitatea respectivă să poată să se dezvolte. Pentru că sunt absolut convins că niciun turist din Uniunea Europeană sau din lume nu va veni într-o anume localitate din județul Gorj, pentru că despre Gorj vorbim, să vadă drumurile noastre, canalizările
sau aducțiunile cu gaz. Sunt convins că au și aceste lucruri și nu pentru asta ar veni să viziteze România. Motivul pentru care cineva vine să viziteze România, să viziteze județul Gorj, sunt aceste monumente de categorie A sau de categorie B. Felul cum sunt ele puse în valoare. Sunt anumite primării care au două monumente, poate, în localitate, sau unul singur. Dacă ar fi valorificat așa, sigur că este ușor să reabilitezi un monument decât ministerului să reabiliteze doar în Gorj, pentru că trebuie să recunoaștem că, nu știu dacă din 501, să zicem că sunt poate 20 care nu necesită intervenții, dar restul toate au nevoie de mici intervenții sau mari intervenții. Deci asta trebuie să conștientizeze primăria și da, atunci poate, printr-o hotărâre de Consiliul Local, să vorbească cu proprietarul, în cazul în care îl cunoaște. Sunt cazuri cu care ne confruntăm în care primăriile nu cunosc proprietarii. Necunoscând proprietarii, noi nu putem să le dăm acele obligații de folosință, nu putem să mergem mai departe cu aceste demersuri. Este mult mai ușor și vreau pe această cale, dacă primarii se uită, este mult mai ușor să reabilitezi un singur monument, dacă l-ai în localitate, sau două, sau trei, sau să începi măcar, decât să ajungi să vii la nivel de Consiliul Județean, la nivel de guvern, la nivel de minister, să ceri fonduri. Pentru că există, într-adevăr, la nivel declarativ acest program național de restaurare. Dar trebuie să ne uităm că, de fapt, acolo se reabilitează foarte puține obiective și majoritatea sunt de categorie A. Pentru că la nivel național nu există un buget atât de stufos încât să satisfacă nevoile fiecărui județ, măcar cu cât un obiectiv pe an. Nici măcar un obiectiv pe an. Presupun că și Gorjul este beneficiar al acestui program național de restaurare și aș vrea să vă întreb dacă monumentul istoric aflat pe strada 11 iunie, mă refer aici la Casa Iosif Keber, intră în acest program național de restaurare sau vorbim despre altceva? Inițial este pe listă. La momentul actual știu că s-au luat toate avizele, s-a rezolvat problema tehnică a reabilitării, dar fondurile încă nu ne este clar de unde devin. Ori sunt fonduri guvernamentale, ori sunt pe proiect european. Nu avem această informare, dar este o inițiativă lăudabilă a Consiliului Județean și aceasta și cea prin care se reabilitează Biblioteca Cristian Tell și se modernizează. Este un lucru foarte bun. De asemenea, chiar și primăria Târgu Jiu a reabilitat până la urmă clădirea într-o formă frumoasă. Trebuie să spunem că au fost destule discuții și probleme la această reabilitare, dar rezultatul final este unul ok. Și asta ne bucură pentru că este încă un monument care a putut fi reabilitat și restaurat într-o formă frumoasă. Pe site-ul nostru am avut la un moment dat câteva materiale în care am dezbătut situația culelor din județul Gorj. Aș vrea să discutăm puțin și despre acestea, despre starea în care se află și acolo unde ele se află într-o stare avansată de degradare. Să ne explicați cam de ce s-a ajuns în această situație și cine este, desigur, responsabil pentru starea lor. Trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, din câte știu eu, în județul Gorj mai sunt patru cule. E cula Cornoiu din muzeu, de la Curtișoara, care este într-o stare foarte bună de conservare, nu aș putea să reproșez ceva. Cula Cioabă Chițescu, cula Crăznaru și cula Casă Glogova, să zicem așa. Prima, Crăznaru și cui de la casa de la Glogova, sunt într-o stare destul de bună de conservare. Celelalte două, din păcate, sunt într-o stare foarte avansată de degradare. Faptul, aici intervine problema cu proprietarii. La cele una dintre probleme este aceasta. Nu se cunosc proprietarii, nu s-a putut stabili cu exactitate cine sunt proprietarii, și cred că nici primăriile nu au putut să demareze despre problema despre care vorbeam, anume să încerce să le includă în patrimoniul propriu și să poată ulterior să realizeze documentație pentru reabilitare. Nu am ajuns în situația asta. Inițial știu că au fost undeva la 24 de astfel de construcții, care
sunt niște construcții de apărare, mini cetăți, aș putea spune, ale boierilor din secolul XVIII și se găsesc doar în această zonă a țării Gorj, Dolj, Vâlcea și partea în Bulgaria, zona asta deci este o construcție care nu se mai regăsește în altă parte, e o construcție unică, aș putea spune, din acest punct de vedere. Faptul că noi avem patru este un plus, dar pe viitor, dacă nu vom reuși să identificăm proprietarii, dacă nu se vor face succesiunile pentru a se stabili clar, le vom pierde pe acestea două și vom rămâne doar cu acestea care sunt. Presupun că patru sunt cele identificate și care se află în lista monumentelor istorice. Exact, exact. Dacă mi-aduc aminte bine, cred că numărul lor se ridica undeva la 7 sau chiar 8. Una dintre ele, nu mi-aduc aminte, ceva cu zoița, nu mai știu efectiv numele. Aceea știu că la un moment dat era într-o stare avansată de degradare și într-un moment în care căutam efectiv unele anunțuri pe site-ul de comerț pe care îl știm cu toții, cred că era efectiv de vânzare cu un preț de 10.000 de lei. O fostă culă sau... Există situații de genul ăsta și aș vrea să vorbim și despre acest subiect. Este foarte bine că l-ați ridicat și anume faptul că vreau să spun lucrul ăsta pentru că este un lucru important și aici mă refer la dreptul de preemțiune al statului român. Este important de ce manieră? Pentru că dacă nu se face această procedură, actul de vânzare-cumpărare este nul din punct de vedere juridic. Și Ministerul Culturii, odată cu venirea noului ministru, a prevăzut efectiv fonduri pentru a achiziționa monumente care se vând și Ministerul să-și exprime dreptul de preemțiune. Avem primul pas l-a făcut domnul ministru prin achiziționarea vilei Florica de la Sinaia sau ceva de genul acesta. Am avut cu dumnealui o discuție pe acest subiect și mi-a spus că ori de câte ori va mai exista o situație asemănătoare să aduce la cunoștință și să încerce să intervină în acest sens și la Gorj. Dar de aceea vreau să pe această cale ca toți proprietarii să știe că atunci când sunt deținători de monumente istorice, atunci când doresc să le vândă, să vină la Direcția de Cultură pentru a putea să vedem dacă putem și avem bani să ne exigem acest drept. Pentru că altfel vânzarea este nulă de drept. Și bine că ați ridicat această problemă. Discutam la un moment dat și despre acele puguri și puzuri care dau bătăi de cap când vine vorba despre monumentele istorice. Aș vrea să-mi punctați aici ce se întâmplă mai exact și în ce mod sunt realizate ele. Da, este o altă problemă pe care am discutat-o înainte de emisiune și care este, din punctul meu de vedere, foarte importantă. De ce? Prin elaborarea acestor puzuri și acestor puguri, se poate discuta punctual raza de protecție a monumentelor din localitatea respectivă. Astfel încât, conform legii, în zonele urbane, raza de protecție a unui monument este de 100 de metri, iar în zonele rurale de 200 de metri. Lucru care nu este respectat tocmai în foarte multe localități din județul Gorj. Nu este respectat odată și chiar dacă s-ar respecta, se ajunge în comisie cu niște probleme care nu țin de comisie. Exemplu, sunt anumite zone în care se vine la comisie cu construcția unui grajd care este în spatele casei, care nu se vede de la monumentul respectiv, care nu are niciun raport sau nu afectează din punct de vedere estetic. Într-un fel monumentul, dar mergând strict pe lege, pe raza aceea de 200 de metri, atunci omul este obligat să vină la comisie cu această documentație, comisia să o analizeze, omul să plătească pentru acest aviz o sumă. Și din punctul nostru de vedere nu se justifică.
orice instituție ar putea spune că este bine că vin bani la bugetul de stat, pentru că banii ăștia se fac veni la bugetul de stat și la bugetul direcției pe aceste avize. De fapt, este singura sursă extrabugetară pe care o are direcția la dispoziție. Cu toate astea, noi am susținut ca aceste puzuri să se facă în teren și real, astfel încât această rază să se micșoreze sau să se contureze în funcție de situația de facto din teren. Chiar dacă direcția ulterior nu mai încasează bani. Noi nu suntem aici pentru a încasa bani, ci pentru a ușura și a nu pune cetățenii pe drumuri, că până la urmă funcția publică asta este lucru pentru cetățean și în slujba cetățeanului. Și așa plătește destule taxe și impozite. Asta e o chestie în plus. Și atunci am rugat primăriile care au început de ceva timp să facă aceste puzuri și aceste puguri, să includă aceste studii istorice pe care le-am cerut neapărat, astfel încât să se studieze exact ce fel de monument, ce valoare istorică are, să se facă această evaluare și în funcție de situația de teren să se contureze de către specialiști, atenție, de specialiști, nu primăria sau altcineva, exact zona concretă de protecție pentru a nu mai exista astfel de derapaje. De exemplu, în spatele unor blocuri de 6 etaje, între blocuri se construiește ceva. Sigur că raza acoperă, dacă se vede pe teren, că nu este cazul și nu afectează monumentul la care se face referire, atunci raza aceea poate fi micșorată la 20 de metri până în fața blocurilor respective, de exemplu, astfel încât construcția din spate să nu fie afectată și să nu se supună regulilor acestora, pentru că nu afectează fizic și doar e o chestie formală. Unii primari au înțeles, alții nu au înțeles și au venit tot cu documentații făcute în care s-au scris foarte clar 100 de metri, 200 de metri, nu s-a mai ținut cont de nimic. Documentații pe care le-am întors și pe care o să le întoarcem în continuare până se va înțelege faptul că urbanizarea are repercusiuni pe o perioadă foarte lungă de timp și aici aș da exemplu stațiunii Rânca. Atunci când s-a construit pe toată suprafața care a fost cumpărată sau concesionată, negândindu-se nimeni la locuri de parcare, la canalizare, la așa mai departe. Și atunci când vine iarna, nu se poate face dezăpezirea pentru că mașinile sunt în stradă și pe o parte și pe cealaltă. Și acest lucru, ce repercusiune are imediate? Turismul are de suferit, în primul rând, pentru că omul vine de la distanță foarte mare, vede că nu are loc de parcare, vede că nu are acces, că nu are canalizare, că îngheață. Da? Și toate lucrurile astea duc la o diminuare a turismului în județul Gorj. În orașul Târgu Jiu, orașul Brâncuș, la fel. Trebuie să respectăm și primăria Târgu Jiu, trebuie să spun că a început să colaboreze foarte bine cu noi pe acest subiect. Regimul de înălțime, gradul de ocupare, toate lucrurile astea și încadrarea cu arhitectura din zonă, toate lucrurile acestea ne ajută să avem un oraș pe viitor care să nu mai aibă problemele pe care le avem acum de urbanism. Parcări, de asemenea, noile construcții cu locuințele colective care se construiesc în județul Gorj, asta a ținut morții să existe pentru fiecare apartament loc de parcare, acces pentru salubritate și așa mai departe. Lucrurile astea care, într-adevăr, nu țineau de direcția de cultură. Dar în comisia aceasta zonală există specialiști care au lucrat în inspectoratul în construcții, au fost arhitecți ai județelor timp de 20 și ceva de ani și urbaniști care înțeleg acest aspect și încearcă să corecteze din mers. Adică ce se construiește de aici înainte să aibă prevăzute aceste lucruri și este un lucru ok. Îmi spuneați că din cele peste 500 de monumente istorice care se află în județul Gorj, un număr de 57 ar necesita reabilitare urgentă sau situația intervenție lor urgentă. Nu intervenție este urgentă. Atât de bună. Aș vrea să-mi spuneți care sunt aceste obiective. Haideți să vă spun câteva dintre ele. Casa Moangă de la Săcelu. Care știți subiectul, am avut o discuție pe această temă și cu domnul director Horațiu Gurun de la taberele școlare și având în vedere că ea este în vecinătatea acestora, starea de degradare avansată, faptul că acolo
exista pericol, copiii mergeau să se joace acolo și exista pericolul ăsta. Pentru o discuție cu primăria am prejmuit proprietatea foarte bine pentru a evita aceste accidente care se puteau întâmpla. Cula, de-am vorbit Chițescu, de la Slivilești, așa, o casă din Brănești, iar de la intrarea acolo, Biserica Sfântul Nicolae, de la Glogova, Casa Cepleanu din Ceplea, Biserica Sfântul Nicolae din Polovraj, care se pare că se va reabilita, Cula de la Groșerea și așa mai departe. Aș vrea să continuăm discuția despre aceste monumente istorice, despre modul în care sunt ele promovate și totodată dacă ați întâlnit și cazuri în care au fost efectuate lucrări neautorizate, însă în acest moment trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, astăzi dezbatem soarta monumentelor istorice din județul Gorj, așadar alături de mine se află domnul Pompiliu Ciolacu. Aș dori să discutăm în continuare despre intervențiile neautorizate care sunt realizate sau pe care le-ați constatat de-a lungul timpului la obiectivele de patrimoniu din județul Gorj. Și cei care fac, bineînțeles, aceste lucruri, dacă riscă ceva, eu știu, sancțiuni sau... Da, avem astfel de situații la nivelul județului Gorj. Unele dintre ele s-au lăsat și cu dosare penale. Foarte mulți nu au conștientizat faptul că încălcarea legii monumentelor este identică cu încălcarea oricărei alte legi din România. Nu e o chestie de că când e vorba despre monumente, legea se aplică altfel. Dacă s-a prevăzut acolo o infracțiune, este infracțiune și este tratată ca atare. Nu, că e vorba de monumente, nu se ia în considerare. Și aici aș putea da exemple. Construcția DN66 ne-a produs oarecare probleme, întrucât lângă drum a fost descoperit un zid care a scăpat excavatorilor comuniste, ca să zic așa, și a fost o discuție foarte amplă și am găsit o rezolvare pentru a nu degenera lucrurile într-un dosar penal. Oamenii ne-au informat la timp și au reușit să contracarăm acest lucru. Un alt caz notoriu este intervenția de la Primăria Târgu Jiu, iară, care s-a făcut ca și motivație oficială pentru a se face mai rapid. Era vorba doar de o intervenție minoră, după care s-a constatat că mai sunt și alte... era foarte avansat degradarea, dar nu se vedea de la suprafață și a căzut o mare parte din tencuială, peste 86%. Mă rog, știți cum e, fiecare susține punctul de vedere și se pare că are dreptate. Dar acolo a fost o situație mai mult de o lipsă de conștientizare a pericolului și a intervenției în sine. Dar care, din punctul meu de vedere, până la urmă s-a rezolvat într-un mod frumos, rezultatul final fiind acela care se poate vedea și până la urmă am înțeles fiecare unde am greșit sau unde am omis să facem anumite lucruri. Și exemplele pot continua, dar nu asta aș vrea să scot în evidență, faptul că sunt doar 10 exemple sau 20 sau 100. Vreau să scot în evidență faptul că trebuie să știm și faptul că Direcția de Cultură are 2 angajați care se ocupă de această problemă de monitorizare, iar pe monumente doar unul este strict pe monumente, unul este pe situri arheologice, unul pe monument. Și a vedea aceste lucruri într-un timp propice, ca să zic așa, este foarte greu. De aceea am reușit și am discutat cu primăriile să aibă un responsabil pe fiecare localitate care să ne semnaleze aceste situații în care se fac intervenții neautorizate, în care se fac construcții neautorizate în zonele de patrimoniu și la clădiri de patrimoniu. Și pe această cale avem în plan ca în viitorul foarte apropiat să semnăm și un protocol cu Inspectoratul de Poliție Județean, pentru că dumnealor au în fiecare localitate, aproape, dacă nu chiar în fiecare localitate, acei șefi de post acolo și aceștia în
rutina zilnică de... Pot observa dacă pot observa anumite situații și să le semnaleze și... într-un tip util. Pentru că a vedea noi acest lucru în baza monitorizării care se face, vă dați seama, sunt 500 de monumente, dacă mergi să monitorizezi, e posibil că atunci când ai plecat de la primul și ajungi înapoi iarăși la cel primul, acolo să existe deja construit foarte mult, adică tehnic nu se poate. Acum, și nici fizic, pentru că până la urmă durează foarte mult. Știu că toate instituțiile se plâng de lipsa de personal. Știu că tocmai de aceea am spus că nu vrem o suplimentare de personal, ci să lucrăm cu resursele care le avem și să existe o colaborare mult între mai strânsă între instituțiile statului, pentru că până la urmă toți slujim același guvern, indiferent care este el la momentul ăsta. Funcționarii publici, din punctul meu de vedere, sprijină guvernul aflat în funcție la momentul respectiv. Tocmai de aceea nu avem voie să facem politică, nu facem parte din partidul. Tocmai din acest motiv, pentru a exista o continuitate. Și indiferent de ce guvern se perindă acolo, colaborarea să fie aceeași, strânsă și unitară între toate instituțiile deconcentrate și toate instituțiile statului care au ca atribuții cetățeanul, servirea cetățeanului român. Prompt și cum era dictonul. Deci nu avem o problemă în sensul ăsta să zicem, domnule, așteptăm să ne crească numărul de personal pentru că ar fi o utopie, așteptăm la nesfârșit lucrul ăsta, cel puțin de când sunt eu director, nu s-a mărit niciodată cu niciun post, din contră mi-a mai plecat 3 după ce erau foarte puțin. Deci perspectivele de a crește numărul de angajați sunt mici și atunci dacă așteptăm după acest lucru și nu găsim soluții pe ce avem astăzi, nu putem să dăm rezultate. Și atunci am luat această decizie și am vorbit cu primările să numească un responsabil și aș fi vrut ca acest responsabil să fie de la urbanism, de la primărie și nu de la căminul cultural sau de la... Pentru că, astfel încât să aibă și cunoștințele necesare. Da, exact, de urbanism, pentru că Direcția de Cultură a rămas cu titulatura de Direcție de Cultură și trebuie să spun cu regret, pentru că eu am venit din mediul ăsta cultural, cu spectacole, cu activități, cu expoziții și așa mai departe. Și aici nu am găsit acest lucru, aceste prerogative, dacă vreți, ale direcțiilor de cultură au dispărut. Odată cu plecarea domnului Virgil Grbaciu, dacă nu mă înșel, după dumnealui, acestea au fost limitate foarte mult, în sensul că s-au luat căminile culturale, s-au luat tot ce era ca răspundea Direcția de Cultură, s-a micit foarte și mult. Practic, obligația instituției în mare este de aceea monitorizare, de monitorizare a activităților ce țin de monumente și de avizare. Foarte important. Comisia Zonală a Monumentelor este secretariatul Comisiei Zonale pe toată Oltenia, este la Târgu Jiu. Astfel încât toate documentațiile din județurile Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt și Mehedinți se gestionează. Nu se depun fiecare la direcțiile lor, dar o dată pe lună convoc această ședință care se desfășoară de obicei la Târgu Jiu, dar în unele cazuri și în alte județe în funcție de cerințe. De exemplu, acum fiind foarte multe documentații la Dolj, joi se va face la Dolj ședință la Ordinea Arhitecților. Numărul este foarte mare, doar ca să facem așa o impresie de ce nu vin câteodată avizele foarte repede. Sunt 7 oameni care verifică undeva la 80-90 de documentații de la ora 11 până teoretic la ora 4. Dar nu se termină niciodată la ora 4, întotdeauna se pleacă foarte târziu noapte pentru acest lucru. Și aceste avize trebuie centralizate după aceea pe fiecare județ în parte, fiecare director trebuie să le asume, să le semneze, să le distribuie și este un volum foarte mare de muncă, chiar dacă în public, ca să zic așa, nu se vede ca o activitate. Ea este o activitate strict tehnică, nu este de imagine. Nu mai are activități de imagine în direcția nici spectacol, nici expoziții, nici... În ceea ce privește cultura, avem o problemă, să spunem așa, generală și mă refer aici la promovarea monumentelor și a tuturor obiectivelor care se află în județul Gorj și care pot atrage turiști, astfel încât să ne dezvoltăm în acest domeniu. Dacă ne raportăm strict la monumentele istorice, semnalizarea acestora este o problemă. Sunt turiști care pur și simplu vin,
tranzitează anumite localități, iată că ar putea să oprească la astfel de obiective, să crească și veniturile bugetului local localitatea respectivă, dar mulți nici măcar nu află despre acestea. Da, este o problemă veche, dar aș putea să spun că oarecum a escaladat într-o direcție bună. Dacă ne uităm pe drumul național care leagă Târgu Jiu-Vâlcea, o să vedem că la nivel de drum județean există o semnalizare destul de ok, în Târgu Jiu la fel, spre principalele obiective. Acum, în zonele limitrofe ai județului, într-adevăr, avem această problemă. Am ridicat-o primăriilor, pentru că este în apanajul lor să facă acest lucru, și au început să înțeleagă că nu Direcția de Cultură face aceste semnalizări, ele sunt prevăzute în monitor oficial, în legea monumentelor 422 pe 2001, și acolo se arată forma, cam cum trebuie să arate, dimensiuni, culori și așa mai departe. Și costul nu este foarte mare. Aș zice că acesta este primul pas în punerea în valoare acestor monumente, în fiecare localitate în parte. Prima dată trebuie să le semnalizăm, să știm că acolo este un monument și cel mai important este ca prin dumneavoastră, prin noi, prin Prefectura Județului Gorj, prin Consiliul Județean, primarii să înțeleagă, să încerce să prindă aceste monumente, cei care le au în administrare, că sunt primării care au în administrare, sunt Consiliul Județean are în administrare la fel, dar sunt și primării, să încerce să prindă în reabilitare aceste monumente, măcar în primă fază să vină cu un proiect, cu o propunere și împreună să încercăm să găsim finanțare pentru ele. În cazul proprietarilor, iarăși, este primul pas este mult mai în spate, ca să zic așa, este încercarea de preluare a acestora și punerea în valoare pentru comunitatea. Acolo, de exemplu, mulți au zis ce să fac cu ele. O idee ar fi să se realizeze acolo un muzeu. Muzeu, că sunt localități care nu au muzei sau nu neapărat muzeu cu o colecție muzeală. Fiecare sat are obiceiuri, are tradiții, are un patrimoniu pe care fiecare cetățean îl deține acasă și că poate fiecare ar vrea să doneze măcar un obiect în localitatea respectivă, transformă această casă într-o colecție muzeală, poate nu un muzeu în înțelesul de cuvântul de muzeu. Acolo poate lucra o persoană, iarăși găsim oportunitatea unui loc de muncă pentru cineva din localitatea respectivă și mai departe putem promova zona cu această idee. Și cineva chiar a materializat această idee în persoana domnului președinte Cosmin Popescu de la Consiliul Județean, care a venit cu propunerea de a face la Casa Gănescu aici Muzeul Constantin Brâncuș. Și bine, era și discuția Muzeului de Artă din Parc, una dintre aceste două locații. Domnul ministru a venit foarte repede după propunerea domnului președinte și chiar de curând a luat decizia ca acest muzeu să se realizeze în primă fază la Casa Gănescu. Sigur că au existat foarte mulți care au spus, bun, ce vom pune în ea? Au fost oameni care au considerat că era mai oportun să se facă la Muzeul de Artă. Întotdeauna atunci când se iau decizii există păreri pro și contra. Argumentul principal pe care domnul președinte l-a avut și pe care domnul ministru l-a subliniat ulterior a fost faptul că în această casă chiar a locuit Brâncuș atunci când a realizat... Exact. Când a realizat ce a realizat? A realizat exact ansamblu de la Târgu Jiu. Deci încărcătura ei este, din acest punct de vedere, atât de mare încât nu trebuie să mergem mai departe și să întrebăm, s-au pus astfel de întrebări și la care aș vrea să răspund din punctul meu de vedere al Direcției pentru Cultură Gorj, că trebuie să achiziționeze Consiliul Județean opere pentru a putea da valoare muzeului. Punctul meu de vedere este următorul. Această locație are valoare doar prin faptul că acolo a locuit Brâncuș. Și astfel ne putem lega cumva exact. Și de istoria ansamblului. Nu avem nevoie de nicio altă operă să o punem în acest muzeu pentru că avem cea mai importantă operă a lui Brâncuș în aer liber
de o dimensiune care nu intră într-un muzeu, transformând astfel Târgu Jiul într-un muzeu în aer liber, în sine. Acolo se află și o replică a mesei, exact. Și trovanții. Toate lucrurile astea sunt, din punctul meu de vedere, plus bonusuri. Este suficient ca acolo a locuit Brâncuș și discuția pe care am avut-o cu domnul președinte Cosmin Popescu, cu domnul ministru, a fost că acolo să se încerce realizarea unor interiorul, exact ca în anul 1936-37, dacă nu mă înșel, exact așa să se realizeze interiorul, să existe anumite ecrane interactive cu istoria, cu obiceiurile, cu etapele de construcții. Astfel încât turistul practic să fie transpus în acea perioadă, exact, de odinioară. Exact, e ca și cum domnul ministru a spus exact așa, e ca și cum Brâncuș încă nu a plecat de acolo, astfel că în partea de demisol, subsol a clădirii, dumneavoastră a venit cu o idee, nu știu dacă se va materializa, e vorba de o hologramă, a lui Brâncuș, ca turistul după ce vizitează acest muzeu, această casă, să zicem așa, atunci când ajunge la subsol, în beciul acestei case, să-l întâlnească pe Brâncuș. Este o chestie care pe mine m-a... Este doar la nivel de idee sau efectiv face parte din proiectul de realizare al acestei case? Nu al am acestui mai muzeu. Discutat cu domnul ministru după acest episod. Nu știu dacă se va putea materializa. Dumnealui a văzut acest model prin vizitele pe care le-a avut prin lume și i s-a părut foarte interesant și nouă la fel, ni s-a părut interesant. Acum, dacă va fi sau nu inclus în proiect, rămâne să discutăm. Dar a fost, vă spun doar o idee care mie personal mi-a plăcut foarte mult și mi-am dat seama că nu trebuie să aducem aici pe Brâncuș sau trebuie să aducem, era cineva care spunea, spiritul lui Brâncuș se lășulește în această casă. Știți, aura aceea există. E o chestie pe care noi nu mai avem. De exemplu, casa memorială de la al Constantin Brâncuș nu se bucură de valoarea, ca să zic așa, pentru că acolo nu a locuit efectiv Brâncuș. De aceea este important să înțelegem că acest muzeu nu trebuie să cuprindă, vreau să tragem această concluzie, nu trebuie să cuprindă opera lui Constantin Brâncuș. De ce? Pentru că orașul Târgu Jiu este un muzeu al Constantin Brâncuș în aer liber. Este cel mai mare muzeu al Constantin Brâncuș în aer liber. De aceea este important. Iată că și tehnologia ne permite, da, ne permite să-l recreăm și ne să... permite și de aceea este important ca pe calea eroilor, ca în zona de protecție acestor, să fim foarte atenți ce construim și cum construim. Și aici revenim la ideea de la care am plecat cu realizarea acestor planuri urbanistice și planuri zonale în care să se stabilească foarte clar zona industrială a orașului, zona culturală a orașului, zona... Deci pe zone să se știe exact ce avem voie să construim, cum și cât. Aș vrea să discutăm puțin și despre volumul monumentelor istorice care a fost realizat în 2016. Să ne explicați ce conține și cui este adresat acest volum. Acest ghid al monumentelor istorice a plecat de la o idee mai veche. Noi am mai avut o ediție a acestui ghid într-o formă mai mică, mai redusă. Am considerat că este util ca instrument de lucru pentru primării, în primul rând, pentru ca fiecare primar să poată vedea și atinge problemele care sunt în localitatea dumnealui, dar și să poată vedea în ansamblu fenomenul și starea și numărul, dacă vreți, datarea lor, includerea lor în listă, adică dacă are, sigur că această listă a monumentelor este și pe internet, în monitor oficial, dar un primar de obicei nu are timpul necesar să verifice pe internet, să stea în birou, să nu. Acest ghid îl ajută ca imediat ce are o nelămurire vis-a-vis de o clădire din localitatea respectivă, poate deschide acest ghid la localitatea respectivă și poate consulta în ce informații poate să aibă într-un timp foarte scurt. Ca un instrument de lucru a fost gândit.
Și acum lucrăm la un alt fel de ghid, un fel de ghid legislativ în monumente, ghid care va fi dat de asemenea primarilor pentru a putea vedea cum se întocmește o documentație pentru un plan urbanistic zonal sau general, cum se întocmește o documentație pentru reabilitarea unui monument, cum se interpretează 420, care sunt infracțiunile, cum trebuie contracarate, cum trebuie monitorizate și toate aceste probleme. O angajată din cadrul direcției care s-a implicat foarte mult în acest domeniu, doamna Monica Vlădăianu, lucrează acum la acest îndreptar, la acest ghid legislativ pentru ce avem acum. Sigur că se lucrează la codul patrimoniului, știți această discuție de foarte mulți ani, dar nu s-a materializat într-o lege clară și explicită, astfel încât vom merge tot pe legea 422, pe 256 și pe alte asemenea legi pe care încercăm să le explicăm și să le maximizăm impactul asupra cetățenilor. Pentru că discutam mai devreme despre promovare, aș vrea să vă întreb dumneavoastră ca director al acestei instituții dacă sunteți mulțumit de modul în care este promovată cultura la nivelul județului Gorj și ce strategii considerați că ar trebui abordate pentru ca turiștii din întreaga țară să afle ce patrimoniu deținem? Da, foarte bună întrebare. Din păcate, Direcția pentru Cultură în ultimii ani nu a mai fost consultată la realizarea activităților culturale din județul Gorj. Ministerul de Resort nu a mai fost implicat în acest proces. Cultura se leagă foarte mult de turism și turismul se leagă, adică e o chestie care nu poate fi disociată. Ce aș putea să spun eu? Mi-aș dori ca promovarea culturii din județul Gorj, odată cu turismul din județul Gorj, să încerce să depășească barierele județului. Asta este o idee mai veche a mea și aș vrea să o respun pentru că eu consider că cineva la un moment dat va auzi și acest lucru. Sigur că este foarte frumos că avem peste 300 de manifestații culturale la nivelul județului Gorj, atât la nivel central în Târgu Jiu și la nivelul Consiliului Județean în fiecare localitate din județul Gorj. Dar aș consider că a venit momentul să încercăm să promovăm județul și în altă parte decât între noi. Astfel încât, din punctul meu de vedere, majoritatea activităților acestea culturale se desfășoară în localități, pentru localități, ceea ce nu este încă o dată lucru rău. Dar nu se poate vorbi despre o promovare în exterior. Noi nu putem să facem turism între noi, pentru că noi deja locuim aici. Ați prefera sau aveți această viziune că ar fi mult mai corect sau oportun pentru turism să fie realizate, eu știu, un eveniment două pe an, dar de anvergură față de aceste... Nu numărul este problema. Modul în care sunt promovate, ele pot să fie toate 300 promovate în funcție de fiecare, dar atât timp cât nu există un buget exact pe fiecare manifestare în parte și se fac cu resurse limitate și de multe ori prin implicarea autorităților și a cetățenilor, este un lucru lăudabil, dar nu există un impact la nivel dincolo de granița județului. În ultimul timp, sigur că s-au făcut aceste festivaluri, cum avem la Rânca, cum avem Zile Orașului, în care într-adevăr au venit turiști, pentru că impactul trebuie făcut. Deci foarte mult din punctul meu trebuie făcut pentru promovarea acestor activități în afara județului, nu în județ. Adică nu prin ședințe la Consiliul Județean și ne dă nouă la directori programul și noi oricum venim, noi oricum suntem aici, noi oricum de bine de rău tot aici locuim, adică banii tot aici se cheltuie. Ideea e să aducem oameni din altă parte să cheltuie bani în Târgu Jiu. Asta ar fi problema. Și da, într-adevăr, trebuie redus numărul celor care sunt promovate. Probabil facem, nu știu, 12 pe an, să zicem, fiecare lună să fie ceva care să fie de impact, județul Gorj, Târgu Jiu, Brâncuș, să fie o chestie care să se audă în fiecare lună o dată despre ea. Sigur că și publicitatea care a fost făcută în ultimul timp prin o interpretare negativă cu operele, cu atinsul, neatinsul, cu trecutul, netrecutul, ne-a făcut o publicitate
Și publicitatea negativă este publicitate. Da, este tot publicitate. Și să știți că s-a vorbit foarte mult și în deplasările care le-am avut la București, chiar sunt persoane care nu aveau nicio legătură și nu știau despre acest lucru. Au stârnit curiozitatea. Au stârnit curiozitatea multora și chiar și așezarea președintului pe scaunul ăla produs iar o chestie care s-a amplificat și care a scos. Sigur că nu încurajez acest tip de publicitate, dar și asta este o publicitate care poate a avut un impact mai mare decât toate manifestațiile pe care le-am făcut noi până acum. Și ar trebui să încercăm să gândim și una pozitivă, una frumoasă, în care să nu mai existe discuții și interpretări. Pentru că asta este la noi, la români, când suntem prea de lăsători și toată lumea face ce vrea, când trecem în partea cealaltă și nimeni nu mai are voie nici să le vadă sau nici să le ating. Adică să găsim o cale de mijloc. Din punctul meu de vedere, întotdeauna trebuie să găsim o cale de mijloc, o cale diplomatică, o cale de a vorbi frumos cu turiști, de a găsi resurse, de a nu deranja. Deci tocmai asta este frumusețea la aceste opere. Ele trebuie să existe, să-și producă efectele într-o liniște, din zona lor. Adică acolo nu trebuie existat confruntări, discuții și așa mai departe. Sigur că este important ca poliția comunitară să fie lângă aceste opere. Sigur că decizia lor a fost, intenția a fost bună, dar nu știu dacă repercusiunile au fost la fel de ok. Pentru că trebuie să găsim totuși o cale de mijloc, așa zic. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Iată că cei care ne urmăresc au putut afla și informații din punct de vedere legislativ. Au aflat și care sunt, să le spunem așa, vinovații în cazul monumentelor care se află în stare de degradare. Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie să discutăm, poate atunci cu un număr mult mai mare de monumente care au fost reabilitate și, eu știu, să sperăm că vom dezvolta și turismul și cultura astfel încât județul Gorj să se facă auzit în toată țara. Este de preferat. Vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, această emisiune poate fi vizionată pe site-ul cultura.ro la rubrica Cultura în imagini, dar și pe postul local TV Sud. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!